Bună ziua, dragi telespectatori! Mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Eu Sănătos. Există o serie de afecțiuni dentare care, netratate, pot duce la pierderea dinților. Discutăm astăzi despre boala parodontală împreună cu invitata mea, doamna dr. Cristina Obreja, fondatoarea clinicii Life Dental Spa. Bună ziua, doamna doctor! Mare bucurie să vă avem din nou alături de noi! Bună ziua și eu mă bucur să ne revedem! E un subiect tare, tare des întâlnit, inclusiv la reclamele de la TV, pentru că sunt foarte multe produse pe piață pentru el. Ce este parodontoza? Parodontoza este o boală care nu afectează dinții, ci afectează structura de susținere a dinților. Adică, uneori se mai spune chiar boala dinților sănătoși. În sensul în care cea care are de suferit de obicei este gingia și alături de ea și osul care susține dinții. Și din păcate, chiar dacă dinții nu au nicio carie, nu au nicio altă problemă, ei se pot pierde de pe arcade din cauza afectării acestei structuri de susținere a lor. Și în principiu este o boală infecțioasă, o boală care presupune prezența unor bacterii care produc această infecție. Este o boală care, din păcate, afectează mai mult de... se spune că mai mult de jumătate dintre români, dar dacă ar fi să mă întrebați pe mine, așa o statistică proprie spune că 8, chiar 9 din 10 români au o problemă parodontală, fie că e vorba despre gingivită, fie că e vorba despre parodontoză. Și asta din multiple cauze. În principiu, aș spune că pe primul loc este o igienă incorrectă sau chiar inexistentă în anumite cazuri, din păcate. Alimentația, stilul de viață, obiceiurile precum fumatul, care fumatul este un mare prieten al parodontozei, și multe altele, bănuiesc că o să le dezvoltăm noi mai pe larg pe parcursul discuției noastre. Dar în principiu ce trebuie să înțelegem este că această boală se declanșează în felul următor. Există niște bacterii mai speciale care se așează la nivelul gingiei, inflamează inițial doar gingia și produc o gingivită. Dacă în acest moment ele nu sunt eliminate și boala gingivita respectivă nu este tratată, bacteriile încep să pătrundă în profunzime și să sape, în ghilimele, să distrugă osul care susține dinții și pentru că dinții nu mai au susținerea necesară, încep să se miște și cad. Cam asta e evoluția bolii. E, din păcate, în acest moment, una dintre cele mai frecvent întâlnite, poate la fel de frecvent întâlnită ca și caria dentară. Și până nu de mult se spunea că nu există nici măcar tratament pentru ea, dar norocul nostru este că tehnologiile moderne au venit cu un ajutor și din acest punct de vedere. Debutul parodontozei nu este întotdeauna sesizabil. Care ar fi simptomele? Pentru că ele apar așa, mai tăcute. Da, este o boală care se instalează lent și care de obicei nu prea trage așa un semnal de alarmă. Uneori poate chiar fi trecută cu vedere ani de zile până când să fie diagnosticată, descoperită. În principiu, semnele pe care ar putea să le vadă pacientul acasă ar fi în primul rând sângerarea. Deși sunt anumite parodontoze unde sângerarea nu este foarte intensă. Deci la periajul dentar sau? Da, la periaj, într-o primă fază, după care, dacă este o inflamație mai mare, e posibil să sângereze pur și simplu și fără niciun fel de stimul. Când vorbește, când zâmbește, când mănâncă, poate să vadă că atunci când mușcă un măr, de exemplu, rămâne sânge pe măr. Și mai sunt și cazuri, acelea mai neplăcute, să zic așa, și mai avansate, în care pacientul vede sânge pe pernă dimineața. Și ăsta e un semn că lucrurile deja au avansat destul de tare și vorbim despre o inflamație serioasă acolo. Deci sângerarea cred că ar fi primul lucru care ar putea să tragă un semnal de alarmă. Și nu știu din ce motiv oamenii au impresia că este normal să sângerezi atunci când te speli pe dinți. Însă nu este normal absolut deloc, adică nu ar trebui să curgă nici măcar un firicel de sânge atunci când ne spălăm pe dinți, dacă lucrurile sunt în regulă și gingia e sănătoasă.
Este, din păcate, din acest motiv, pentru că nu consideră a fi o problemă sângerarea, trec cu vederea acest semn și nu se adresează dentistului sau nu îi spun în mod special că au această problemă. Un alt simptom ar fi mirosul neplăcut. Atunci când se instalează parodontoza, vorbim despre o cantitate mare de placă bacteriană, de multe țesuturi distruse, care, mă rog, nu sunt sănătoase și emană un miros neplăcut și este un semn destul de important, mirosul, pentru că el ne spune că e ceva în neregulă acolo. Mulți oameni cred că mirosul neplăcut se datorează unei afecțiuni gastrice și mulți îmi spun că m-am dus întâi să mă verific dacă, din punctul ăsta de vedere, dacă am vreo problemă la stomac, că îmi miroase gura de la stomac. Dar nu este așa. 95% din cazuri, mirosul neplăcut se datorează unor probleme la nivelul dinților, în cavitatea bucală, nu la nivelul stomacului. Dacă după ce am rezolvat tot ce aveam de rezolvat în cavitatea bucală, și carii, și parodontoze, și absolut orice, încă mai persistă mirosul, atunci putem să mergem să facem o verificare și la gastroenterolog. Dar până atunci, întâi să trecem pe la dentist, că e foarte posibil ca acolo să fie problema. Deci rămânem la sângerare și la halenă, da? Și miros. Și miros, ok. Bun. Da, exact. Vorbeam de cauze. Mai sunt și altele să le punem și pe ele, să nu le trecem cu vederea. Ar fi retracțiile gingivale. În momentul în care gingia se retrage de pe dinte, este un semnal de alarmă. Trebuie să vedem de ce se întâmplă acest lucru. Nu întotdeauna parodontoza este singura vinovată. Mai sunt și alte cauze care pot genera retracție gingivală, iar medicul ne poate spune exact despre ce este vorba acolo. De asemenea, mai există și o nuanță diferită a gingiei. Gingia devine roșie, poate chiar violacee în anumite situații, deci își modifică culoarea și de asemenea și volumul. Poate să devină mai voluminoasă, mai umflată și sângerează ușor. Astea iarăși pot fi niște semne care ne pot trage de mânecă să mergem să vizităm dentistul. De asemenea, în stadiile mai avansate, unul dintre semne este mobilitatea dinților. Dinții încep să se miște și de obicei cam pe aici încep pacienții să intre în panică. Au început să miște dinții. Și este perfect adevărat că în momentul în care deja au început să se miște dinții, înseamnă că boala e destul de avansată și atunci și șansa de a stopa evoluția bolii și de a avea un tratament cu rezultate foarte bune este un pic mai mică. Da? Adică riscul este mai mare de pierderea dinților în momentul în care deja a apărut mobilitatea. Ăsta nu e un semn bun, e un semn că deja s-a pierdut destul de mult os, bacteriile respective au distrus osul și din acel moment dinții nu mai au susținerea necesară și tratamentele sunt mai puțin eficiente în această fază a bolii. Cam acestea ar fi semnele după care s-ar putea ghida pacientul că există o problemă, dar cel mai bine este să nu omită niciodată acea vizită la 6 luni la medicul stomatolog, pentru că medicul va vedea toate semnele încă de la începutul bolii și în felul acesta poate să instituie și tratamentul la timp și să aibă și rezultate foarte bune. Știm foarte bine că gingivita poate să apară și în anumite situații particulare, cum e sarcina sau administrarea unor medicamente. Poate evolua de la o banală gingivită către parodontoză? Da, sigur că da. E o șansă foarte mare pentru că, așa cum spuneam, la început bacteriile afectează doar gingia și produc această gingivită, după care, dacă nu sunt eliminate, deci dacă nu se face un tratament, ele încep să-și continue drumul și să afecteze și osul. Da? Și în momentul acela în care osul este deja afectat și începe să se distrugă, s-a trecut la faza de parodontoză. Da? Deci, clar, gingivita trebuie luată în seamă, fiindcă
poate fi primul pas către o parodontoz. Exact. Cum poate evolua această afecțiune? Adică vorbim în stadiul în care am ajuns la momentul în care se mișcă dințișorii. Dacă ei ajung momentul să cadă. În care se mișcă dinții. Da, atunci lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că de fiecare dată când pacientul mușcă, mănâncă, dinții respectiv, nemai fiind susținuți așa cum trebuie în os, își pot modifica poziția. Poate ați mai văzut și situații de genul ăsta în care efectiv dinții unei persoane devin mai rari sau capătă niște spații mai mari decât le-a avut înainte pacientul, sau dinții se își modifică poziția, nu mai sunt aliniați așa cum erau înainte. Și asta se întâmplă datorită faptului că nu mai au susținere în os și sunt pur și simplu tensionați, mișcați de către masticație. Și ăsta iarăși este un lucru care generează niște dezechilibre în mușcătură și care poate produce și alte neplăceri. Iar drumul din acel moment, din păcate, este unul care merge mai mult către extracție sau, mă rog, către pierderea dinților. Și ca și variante de tratament, în acel moment, mai mult extracția și implantul dentar. Dar dacă nu se ajunge în acea situație, există variante de tratament foarte bune cu ajutorul laserului dentar, care dau rezultate excelente pe termen lung. Cum se face diagnosticul în parodontoză? E necesar doar consultul clinic sau mai sunt și alte investigații? Da, este necesar atât consultul clinic cât și cel radiologic, adică pacientul ar trebui să aibă o radiografie panoramică din aceea mare la toți dinții, pe care se vede exact situația osului. Asta este ceea ce ne interesează atunci când vorbim de parodontoză, cât ce procent din os s-a distrus. Și în felul acesta putem să ne dăm seama cât de avansată este boala. În afară de acest lucru, se mai fac niște investigații clinice suplimentare, cum ar fi parodontograma, prin care se măsoară cu ajutorul unei sonde speciale, o sondă parodontală, se măsoară adâncimile pungilor parodontale. De asemenea, se verifică sângerarea, se verifică indicele de placă bacteriană, sunt mai multe lucruri care se iau în calcul în momentul în care preiei un pacient și pui acest diagnostic. Deci cam acestea. Uneori este necesar pentru a stabili un plan de tratament când e vorba de lucruri mai complexe, uneori este necesar chiar și un CT, un computer tomograf, pentru a vedea exact implantarea fiecărui dinte în parte și a se lua cea mai bună decizie legat de păstrarea lui sau nu pe arcada dentară. Discutam inițial despre cauzele acestei afecțiuni și aș vrea să reluăm. Pe lângă o igienă precară, aș vrea să vedem dacă avem și o moștenire genetică din punctul acesta de vedere. Eu nu aș spune că e așa de importantă această moștenire genetică. Aș spune că mai mult preluăm din familie obiceiuri și plecăm și cu această zestre legată de bacteriile pe care le preluăm din familie și le ducem mai departe în familiile noastre nou formate. De exemplu, nu știu, poate puțină lume știe, dar în momentul nașterii cavitatea orală a bebelușului este sterilă. Nu există niciun fel de bacterie acolo. El va prelua toate bacteriile din familie, din mediul în care trăiește, în special de la părinți. Și bineînțeles că va intra în contact și cu anumiți agenți patogeni, cum ar fi cei care produc parodontoza, dacă părinții suferă de așa ceva. Nu este obligatoriu ca copiii să se îmbolnăvească de parodontoză dacă părinții lor au așa ceva, pentru că ține foarte mult de sistemul imunitar al persoanei, dar și de stilul de viață, de igienă, de alimentație. Însă, din păcate, de cele mai multe ori preluăm și obiceiurile mai puțin sănătoase, tot din familie, legate de igienă, să spunem. Dar dacă părinții nu se spălau pe dinți și suferă de parodontoză, atunci șansele ca și copilul să facă aceleași greșeli sunt destul de mari și cam asta este zestrea cu care pornim noi din familie, pentru că pornim și cu anumite obiceiuri de viață, cu igiena, cu alimentația, inclusiv dacă părinții sunt fumători, șansele ca și copilul să fumeze sunt foarte mari
Pentru că știți cum e, copiii nu fac ce le spunem noi, fac ce facem noi de cele mai multe ori. Da, și atunci acestea sunt lucrurile care pot conduce la instalarea bolii. Mai puțin factorul genetic. Este și el menționat în anumite studii, dar sincer cel mai mult depinde de ce face persoana respectivă cu viața ei, cum se hrănește, cum se spală pe dinți, dacă are grijă de ea, dacă merge la dentist să-și facă verificările, consultațiile cel puțin de 2 ori pe an. Acestea sunt lucrurile care ajută să te menții, să-ți menții dantura sănătoasă. Deci este o legătură directă între stilul de viață și, da, igiena față de această afecțiune. E foarte important, sincer, pentru că poate mulți dintre noi am crezut că, de fapt, la bază stă altceva. Da, din păcate, mulți dau vina pe părinți și vin și îmi spun că a avut și mama, a avut și tata, asta e, ce să fac, sufăr și eu. Dar nu este așa și eu le spun că nu mama și tata sunt de vină, ci ceea ce facem noi în fiecare zi. Modul în care avem noi grijă de propria persoană și de propriul corp în fiecare zi. Asta este ceea ce contează și eu cred că este valabil și pentru restul, majoritatea afecțiunilor generale, nu neapărat dentare, pentru că stilul de viață le generează. Nu putem da vina pe prea multe lucruri care vin din exterior, din păcate cam toate vin din interior, de la modul în care ne trăim viața, cum gândim, cum ne alimentăm, cum avem grijă de corpul nostru. Exact. Voiam să vă întreb, dacă tot am ajuns aici, dacă se poate lua, pentru că așa cum ați spus, bebelușul este, da, are gurița sterilă, însă mă întreb, nu știu, în cadrul cuplului, de exemplu, se poate transmite bacteriile? Vă dați seama, noi oricum, noi nu trăim într-o lume sterilă și nu vom trăi niciodată într-o astfel de lume. Noi suntem un conglomerat de bacterii umblător, ca să spun așa, avem chiar mai multe bacterii decât celule și nu avem cum să scăpăm de această lume a bacteriilor. Oricâte dezinfectante am folosit, putem chiar și să bem dezinfectant, tot nu o să reușim. Avem nevoie totuși de bacterii să supraviețuim. Dacă... Da, exact. Deci chiar avem nevoie ca unele bacterii să fie alături de noi, exact. Pentru că altfel nu funcționăm cum trebuie. Deci, teama de bacterii și, în general, de agenți patogeni nu este una justificată. Ceea ce trebuie să facem noi este să ne întărim sistemul imunitar, să avem un teren pe care este greu să se grefeze o anumită boală. La fel este și cu parodontoza. Cu toții intrăm în, mai devreme sau mai târziu, în contact cu astfel de bacterii. Numai dacă ne gândim că, nu știu, mâncăm la restaurante sau avem în familie o situație de genul ăsta, mănânci cu aceleași linguri, bei cu aceleași pahare, nu stă nimeni să sterilizeze lingurile în casă. Vă dați seama, ar fi o nebunie totală. Deci, în contact oricum intrăm cu genul ăsta de bacterii, mai devreme sau mai târziu, dar nu toți ne îmbolnăvim, pentru că ține foarte mult de terenul nostru, de sistemul nostru imunitar. Și atunci, da, într-o familie poate să existe acest schimb de bacterie, un microbiom pe care îl împărtășim în familie. Așa. Și da, intră și partenerii, vă dați seama, cu atât mai mult partenerii de cuplu în contact cu genul ăsta de bacterii, dacă unul are o astfel de problemă și există riscul ca și celălalt să se îmbolnăvească, dar cu condiția să adopte un stil de viață asemănător cu partenerul, legat de igienă, alimentație și așa mai departe, ceea ce se întâmplă destul de frecvent, da? Pentru că doi oameni sunt împreună, fiindcă trăiesc, își duc viața cam în același mod, da? Adoptă cam același stil de viață. Și atunci eu m-am obișnuit, din experiență am început să fac asta, nu pentru că m-ar fi învățat cineva undeva. Mi-am dat seama că e bine să, în momentul în care tratez un pacient de parodontoză, să cer să văd și partenerul de cuplu, măcar pentru un consult, să vedem ce e acolo. Și de cele mai multe ori și partenerul de cuplu are aceeași problemă, cu, să zicem, cu același nivel de gravitate sau poate să fie ceva mai ușor. Să zicem că unul dintre parteneri are o parodontoză, celălalt e posibil să aibă o gingivită. Da? Sau chiar văzând familii care își aduc și copiii, că știți cum e, se recomandă și vin și părinții, apoi vin și copiii sau invers la stomatolog,
Am avut chiar surpriza să văd că și la copiii peste 12 ani, proveniți din familii de parodontopați, există acest risc să apară gingivite. De ce? Pentru că intră și ei în contact cu același tip de bacterii și, cel mai probabil, nici ei nu se spală pe dinți, nici ei nu respectă anumite reguli de viață. Cel mai bine este în astfel de situații când, de exemplu, se identifică doi parteneri care suferă de o astfel de problemă, e bine să fie tratați în paralel, tocmai pentru a se evita tratamentul unuia singur în timp ce celălalt poate fi o sursă de reinfectare, să zicem așa, pentru celălalt. Da? Nu putem să spunem că vorbim despre o boală contagioasă aici, dar putem să spunem că bacteriile respective se plimbă și oriunde găsesc un teren propice, încep să își facă loc. Se instalează și își facă casă. De cap. Da? Încheiem aici prima parte a emisiunii, revenim imediat în platou.